Bună ziua! Suntem gata? Stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni și în special stimați antreprenori, pentru că acest briefing este dedicat în primul rând antreprenorilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Una dintre principalele probleme și unul din principalele obstacole din calea dezvoltării mediului de afaceri în țara noastră, în afară de pe locuri inechități, birocrații, reguli neclare și desigur corupția care în continuare sufocă antreprenorii, în special micii antreprenori, totuși un obstacol semnificativ este accesul la finanțare și anume modul în care antreprenorii își finanțează afacerile, își finanțează investițiile și dezvoltarea pentru a crea locuri de muncă, pentru a crea creștere, valoare adăugată și, desigur, venituri pentru stat în formă de impozit. Am auzit și auzim asemenea semnale și nemulțumiri probabil din toată perioada de când există Republica Moldova, pur și simplu antreprenorii nu au resurse accesibile, suficient de ieftine pentru a se dezvolta. Ori fără asta nu există economie, pentru că orice economie este bazată în primul rând pe investiții. Nu investești, nu creezi și nu te dezvolți și nu ești competitiv. Astăzi, împreună cu domnul ministru Gaibu, am venit să prezentăm una dintre ideile noastre, una dintre inițiativele noastre pentru a depăși cel puțin parțial această problemă, acest obstacol din calea dezvoltării mediului de afaceri și, în primul rând, dedicat micilor antreprenori, întreprinderilor mici și mijlocii. O să introducem în legislație o nouă modalitate de a garanta împrumuturile acordate întreprinderilor mici și mijlocii, și anume garanțiile de portofoliu, astfel încât antreprenorii să se poată credita de la bănci, să se poată împrumuta în condiții mult mai ieftine, mult mai simple și mai rapide. Ori avem acest cerc vicios când un antreprenor care are nevoie de finanțare nu poate să acceseze un produs bancar, un credit sau un împrumut din motiv că nu îl poate garanta. De obicei în Moldova este doar gajul și riscul fiind prea mare, banca pur și simplu nu poate merge la asemenea riscuri și astfel antreprenorul rămâne în condiții de existență, nu în condiții de dezvoltare. Urmarea acestei noi inovații în legislația noastră, mizăm pe o accelerare a garantării împrumuturilor de către ODIM în cazul dat, beneficiile fiind evident o accesibilitate mai mare a antreprenorilor pentru credite, un cost mai mic de finanțare, pentru că vorbim totuși de împrumuturi, dar nu în ultimul rând un timp de procesare mult mai rapid, o procedură mult mai eficientă și mai simplă pentru a accesa aceste fonduri și desigur că impactul sporit pentru economie. Impactul sporit pentru economie care se va materializa în primul rând în investiții, în locuri de muncă și în competitivitatea economiei noastre per general. Avem foarte multe de făcut, avem foarte multe de recuperat. Republica Moldova are oportunități imense oferite de acordul de asociere, oferite de alte acorduri la care suntem parte. Trebuie doar să ne mișcăm mult mai rapid pentru a le materializa și pentru a oferi aceste beneficii și pentru a oferi acest potențial antreprenorilor noștri. Asta eu am vrut să vă spun și acum, domnul ministru, poftiți! Mulțumesc, domnul președinte al Comisiei Parlamentare. Eu îmi permit să scot masca. Deci, într-adevăr, este important ca în această perioadă dificilă să dăm o mână de ajutor agenților economici.
Tocmai din acest motiv noi am proces la unul din problemele fundamentale în ceea ce ține finanțarea a economiei naționale, este vorba de problema ce ține de garantare. De cele mai multe ori este dificil pentru agenții economici de a asigura toate cele garanții, volumul de garanții reale pe care le solicită băncile pentru a accesa un credit. Din acest motiv, noi vrem să venim cu produs care simplifică lucrul acesta și aici aș vrea să fac o mențiune că în anul 2021 noi deja am avut o creștere semnificativă a solicitărilor de garanții, noi am obținut circa 400, noi am eliberat circa 468 de garanții, ceea ce constituie jumătate din toate garanțiile emise de către ODIM de la înființare, deci circa 10 ani de zile. Aceste 468 de garanții constituie investiții în economia națională de peste 1 miliard de lei, 1 miliard 124 de milioane de lei. Este o sumă impunătoare, dar aceasta creează și o presiune operațională pe ODIM, pe organizație. Tocmai din acest motiv, cu ajutorul echipei din Parlament, echipa din Comisia Economie, Finanță și Buget, noi am decis să aprobăm, să facem această modificare la legea 179 pentru ca să permită garantarea de portofoliu, care va duce în primul rând la creșterea, operaționalizarea mai rapidă a resurselor disponibile la ODIM, dar în același timp și scurtarea timpului de procesare, fiindcă dacă anterior era nevoie ca această cerere să vină către ODIM, să fie perfectată, termenul limit era prevăzut de circa 5 zile, dar adăugate la celelalte zile pe care și le ia banca, se formează un timp suficient de incomod. Practic, acest termen va fi eliminat prin această nouă inițiativă și, respectiv, agenții economici vor putea accesa mai rapid acest instrument care îi ajută, de fapt, cu mai puțin gaj, cu mai puține, nu este nevoie să pună casa personală în gaj în astfel de situații, dar de cele mai multe ori cu activele întreprinderii este suficient ca să acceseze și garanție din partea ODIM-ului, suficient să acceseze aceste resurse. Noi avem, ODIM-ul deja are în colaborare cu experții internaționale, au elaborat și manuale operaționale, deja practic totul este gata, tot ce a rămas este să operăm aceste modificări la lege, după cum și ulterior să facem schimbări la hotărârea de guvern. Mai mult ca atât, eu vreau aici să mai vin cu o noutate pentru mediul economic, mediul de afaceri. Noi ne vom aduna astăzi la ora 2, vom avea un consiliu al ODIM-ului și vom avem planificate pe agenda aprobarea eliminării comisionului de 0,5%, deci acestea vor fi gratuite pentru agenții economici pentru anul 2022, pentru a ușura și a face mai accesibile resursele financiare, pentru a compensa, iată, aceste măsuri pe care le ia Banca Națională, respectiv ODIM-ul nu va mai aplica niciun comision, va fi zero pentru agenții economici, pentru toate produsele de garantare pe care le are ODIM-ul. ODIM-ul la momentul actual are 6 produse de garantare, focusate pe startup, femei, tineri, alte categorii, de asemenea pentru export și pentru un instrument clasic, pentru oricare agent economic care are o activitate curentă. Practic, aceste produse acoperă tot spectrul de agenți economici din cadrul economiei. De asemenea, noi planificăm să revizuim și limita de garantare, fiindcă anterior erau diferite limite pentru diferite produse, dar acum vrem să le ridicăm pe toate la 80% din creditul accesat de către agentul economic, ceea ce va crește din nou posibilitatea de accesare resurselor financiare în sistemul bancar. Cu această ocazie, eu sper că mediul de afaceri va aprecia și acest suport care vine din partea guvernului, lucrat împreună cu echipa din Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! O zi bună! O zi bună!